principalul lucru care m-a făcut să aleg acest club este proiectul de aici. Este, tot timpul a fost un proiect foarte interesant, cu ambiții. Foarte mulți jucători au crescut aici și cred că majoritatea dintre ei au făcut carieră frumoasă și sper să fie și pentru mine același viitor. Sunt foarte fericit că am ales acest club, sper împreună să avem rezultate cât mai bune. În vârstă de 27 de ani, Brănescu are în palmares un titlu de campion și o Cupa Italiei cu Juventus Torino în sezonul 2012-2013. O experiență nouă, un proiect nou pentru mine. Cred că această fuziune care a avut loc este un pas înainte pentru fotbalul de aici de la Constanța și îmi doresc foarte mult să avem rezultate ca și club din ce în ce mai bun. Este fost internațional Under 15, Under 17, Under 19 și Under 21. Toți suporterii te vor primi bine atunci când o să joci bine și o să-ți faci treaba pentru clubul care reprezinți. Eu, în primul rând, îmi doresc să-mi fac treaba cât mai bine, apoi cine va juca va decide staful și antrenorul. Principala mea preocupare este să mă antrenez și echipa să câștige, pentru că asta e important la final de campionat, ca echipa să câștige. În carieră, Brănescu a mai evoluat pentru Omonia Nicosia, Dinamo, HNK Gorița, Žalgiris, Gilmarnock sau Politehnica Iași.